Resetarea rasei umane. Suntem o rasă de oameni resetată, avem maxim 200-300 de ani, noi, ăștia care suntem aici pe pământ și, după cum știți, între secolul 19 și 20, în toată lumea, pe pământul ăsta, pentru care foarte mulți trăiesc pe un pământ cu apă curbată, au fost expoziții universale. În cazul ăsta ce apare pe ecran este expoziția universală din Brazilia, care nu este recunoscută oficial, ci pentru că, după cum spune istoria oficială și după cum spun ăștia care sunt marii șefi, n-a fost terminată. 1908. De ce n-a fost terminată? Pentru că asta, la fel ca și celelalte care sunt în Rusia, în America, în Europa, în Australia, etc., nu sunt expoziții mondiale făcute de către rasa primitivă de oameni din secolul 19 și secolul 20 până la început, ci au fost ceea ce a rămas de la civilizațiile dinainte, care aveau energie infinită liberă, aveau electricitate sau ceea ce este energie atmosferică. Cine știe ce fel de oameni erau ea? Și încă nu știm dacă erau oameni ca și noi sau nu. Atunci, ce s-a întâmplat în secolul 19 și 20? Dintr-o dată s-a pus de acord toată lumea, foarte interesant, știi, într-o epocă în care nu exista internet, nu exista telefoane celulare ca să poți comunica instantaneu cu cineva, ca să călătorești între o parte și alta, dacă mergeai pe jos, cum nu erau trenuri, nu era nimica, așa începuseră să se fabrice primele căi ferate și trenuri și mai departe. Trebuia să călătorești foarte multe zile, săptămâni, se călătorea foarte mult cu vaporul ca să ajungi într-un capăt în altul, peste ocean îți trebuiau săptămâni sau luni, chiar dacă mergeai pe lângă Africa și mai departe. Deci, într-o epocă așa de primitivă, toată lumea se pune de acord. Dacă faci asta, este doar un exemplu, dar am făcut alte exemple și o să vedem alte exemple cu foarte multe expoziții în aceeași epocă și culmea este că nu există poze care să arate procesul de construcție. Deci, pentru că nu s-au construit de către rasa umană primitivă din acea epocă, a fost dinainte lăsate, a fost o resetare mondială, ce s-a întâmplat, au murit alți, au plecat pur și simplu, s-a fost un război și au fost nimiciți din punct de vedere biorganic, nu știu, nimeni nu știe, este un secret. Și ce a rămas în picioare, ăștia care au venit ca să ia puterea, au făcut expozițiile astea ca și o scuză ca să pună mâna pe ultima tehnologie, ultimele chestii faine care erau, de aceea vedeți în foarte multe... În toate expozițiile, practic, toate clădirile din toată lumea, indiferent de ce țară vorbim, sunt identice. Este imposibil ca, pentru că știți cum spune istoria, că culturile, deci fiecare cultură are lucruri specifice în ziua de astăzi. De ce toate clădirile care au fost din secolul XIX și înainte, în toată lumea, practic, sunt identice? Deci te duci în India și în America, același lucru. Evident, sunt anumite chestii aici și acolo, dar practic 90% este același lucru. De ce? Pentru că era o singură rasă mondială. Și asta este o chestie care este foarte aproape de noi. Deci nu vorbim despre mii de ani în antichitatea lui nu știu cui. Vorbim de maxim 200, în cele mai multe cazuri chiar 150 de ani. 200 de ani. Și pădurile, la nivel mondial, pădurile din lumea asta, cele mai mari păduri, deci majoritatea pădurilor, pentru că sunt copaci aici și acolo care sunt au o vechime de 500 de ani, dar în general pădurile au maxim 200 de ani, ca și cum că ceva s-a întâmplat și primii copaci din nou au fost plantați după acea mare resetare, cam prin anul 1750-1800. Sau chiar 1850, în unele zone din Siberia și din Rusia, și pe acolo sunt locuri unde au maxim 150 de ani și în România sunt locuri unde sunt păduri care au maxim 100 de ani sau 70-80 de ani. Deci aici sunt niște chestii care pentru marea majoritate a oamenilor este prea multă informație, nu le place și filmele spun adevărul majore când vorbesc despre resetarea genetică a rasei umane și cum au fost produse în masă în fabrică genetică foarte mult și chestia cu orfanii și așa mai departe. Ei, la fel este foarte interesant cum ăștia care se dau mari, cică, conform istoriei că au construit marile clădiri, le demolează. Toate clădirile astea extraordinare, frumoase, impresionante au fost demolate. De ce? De ce demolezi, de ce distrugi asemenea clădiri ca să construiești ce în locul lor? Să construiești clădiri comuniste, să construiești parcări auto, să construiești câmpuri. Deci când te uiți la foarte multe locuri, că m-am arătat niște poze cum ce a fost înainte și ce este acum construit, nu-ți vine așa un fel de greață, știi, când spui cum poți să spui că ceea ce avem în ziua de astăzi este mai modern decât ce a fost înainte. Normal, când tu vrei să ascunzi tehnologia liberă, energia liberă și multe chestii de genul ăsta, distrugi tot și resetezi tot și le spui oamenilor că trebuie să trăim cu petrol și cu gaz și că trebuie să plătim energie electrică, deși totul este gratis. Am aici o musculiță care nu știu de unde vine și... trebuie să fim sclavii sistemului financiar, pentru că așa este impus. Și dacă spui orice, tu ești cel care ești conspiranoic, care ești nebun, care ești la tine în beci acolo și trebuie să dai cu capul toți pereții, pentru că toată lumea spune că ești un nimeni în drum. Și mulți dintre profesorii și doctorii care se ocupă cu investigații genul ăsta știu adevărul, dar nu vor să spună nimica pentru că își pierd posturile de muncă și își pierd prestigiul social. Normal, noi trăim într-o lume în care trebuie să fii ipocrit, dacă vrei. Tot, cum am spus înainte, tot ceea ce este vocabularul care folosim în ziua asta, care se spune că sunt biserici, castele, muzee, teatre, catedrale, temple, etc., de fapt au fost centrale de putere energetică, atmosferică, cum se spune, și toată istoria a fost schimbată și practic aceea a fost și primul și al doilea război mondial, pentru că au fost cele două etape mari ca să se ascundă ultimele lucruri despre Marea Resetare. Și după 1950 practic suntem o rasă de, nici mai trebuie să spun pentru că știi la ce mă refer, nu? Nici nu poți să vorbești prea multe, dar unele chestii sunt chiar interzise să le spui pentru că primești penalizări pe rețelele socializare, cum că ești cineva care incită la violență sau la ură sau la dezinformare, nu chestiile astea. Evident, aici am arătat doar niște poze să vedem mai multe chestii cu expozițiile mondiale, rămâi așa un fel cu o mutră de aia de spar borcane când le vezi, pentru că spui, wow, ce extraordinar, toată rasa umană din secolul XIX și XX s-au pus de acord în primitivismul absolut în care oamenii de fapt erau țărani în majoritate, deci erau la țară cu vaca, cu porcul, cu găina, etc. Și s-au pus ăștia de acord să construiască, deși nu sunt poze de construcție, în decurs de 10, 20, 30 de ani, toate expozițiile mondiale, pe aceea le-au distrus, că au spus că am folosit așa de multe resurse ca să construim, hai să le distrugem ca să construim altceva în locul lor mai primitiv, nu? Chestia, și asta este doar un exemplu. Cea din Brazilia, de fapt, este un exemplu foarte fain, pentru că vezi clădirile respective și vezi natura în jurul lor, care de fapt nu este natură, cum că sunt acolo undeva în mijlocul nimănui. Și îți dai seama clar că clădirile respective n-au fost construite special în 1900 și ceva pentru a face o expoziție mondială. Acolo au fost lăsate, cine știe ce resetare a fost, cine știe ce inundații, ce mud flood sau așa mai departe, și ăștia, noi oameni care au venit, pur și simplu și-au pus curul în locul respectiv și a spus gata, asta este expoziția făcută de noi și noi suntem constructorii și așa mai departe. Niște chestii care când ai acces la chestia, trebuie să ai acces la informații, știi? Interesant este că oamenii când au acces, foarte mulți dintre ei, deși au acces la pozele respective și la toată chestia asta, continuă să spună că tu ești ăla care e conspiranoic și nebun și să-ți spună că tu ești dus cu plută și așa mai departe. Asta este rasa de ființe oameni care ne înconjoară, indiferent de limbă și cultură. Dacă o să găsesc mai multe poze, de fapt am și găsit, v-am arătat deja de mai multe ori, dar o să revenim, niciodată nu este un lucru de repetat, cum ar vine. Deci nu te plictisești când vezi chestiile astea, pentru că sunt foarte aproape de noi. Deci dacă ar fi măcar ceva care să fie, să spui că sunt mii de ani, nici măcar nu sunt mii de ani. Foarte multe dintre locurile din lume care noi spunem că sunt, așa am fost învățați, că sunt, cum ar veni, formațiuni naturale geologice, nu? Cum că este un munte natural sau că este unul din potrivă. Sunt clădiri construite artificial care au fost topite de arme termice sau arme laser, dacă te uiți la ele se vede clar că a fost o topire făcută cu tehnologie și noi acum le spunem că sunt forme geologice naturale de munți și păduri și așa mai departe și piramide și nu știu câte. Asta e. Da, și filmele de la Hollywood spun adevăruri și serialele. Până adevărul din așa îl dau în față și totuși oamenii spun că este știință, ficțiune și că dacă crezi în lucrurile astea ești doar o persoană care nu merită să fie luată în serios, nu? Ce trist! Și ne vedem în următorul video cu alte chestii interesante ca obicei de aici, de la locul ăsta unde sunt singurul în limba română care face în stilul ăsta. Sper că vă place un pic de sarcasm și de comedie, că altfel ne plictisim și dăm cu capul de monitor de plictiseală. Cam atât.